Mă, ce? Am primit bani pe Brawl Stars, what? Da, bă, băi și fete, cum ați auzit și la început, am primit bani pe Brawl Stars, dar nu orice bani la care vă gândiți cu toții. După cum știți și puteți vedea chiar acum, dacă vă uitați la contul meu de Brawl Stars, am content creator. Dar ceva foarte ciudat s-a întâmplat în ultimul timp și cei de la Supercell, aka Brawl Stars, au decis să mă baneze din Content Creator Program. Ceea ce mi se pare insane pur și simplu. Nu știu cum este posibil așa ceva, dar pur și simplu s-a întâmplat și o să vă arăt și dovezile imediat. Așa că rupeți butonul de like în forță și nu uitați să vă abonați, pentru că 50% dintre voi nu sunteți abonați. Așa că abonează-te tu, cel care te uiți chiar acum. Și ceea ce e ciudat e că m-au scos din cont de creator, dar eu pe joc încă am cont de creator și încă vă pot da skin-uri. Dar nu știu cât va mai dura chestia asta, așa că rupeți chiar acum butonul de like și scrieți în comentarii ID-ul vostru de pe Brawl Stars, pentru că încă vă mai pot da skin-uri gratis și o să aleg cât mai mulți câștigători din comentarii. Așa că neapărat scrieți acolo ID-ul și până una alta, până vă arăt dovezile și toate celelalte chestii, hai să vedem ce este pe Brawl Stars. Întrerupem acest episod pentru a vă prezenta noul nostru partener, Eneba, de unde vă puteți cumpăra gemuri mult mai ieftine, dar chiar și Brawl Pass-ul mult mai ieftin, pentru că aici pe Eneba aveți oferte și oferte și foarte multe reduceri. Și pe lângă chestia că puteți cumpăra mai ieftin, primiți și un bonus și primiți și banii înapoi. Și tot ce trebuie să faceți este să intrați pe linkul din descriere, să vă puneți aici ID-ul și să cumpărați gemuri sau Brawl Pass. Mergem noi rapid frumos pe shop să vedem ce se ascunde pe shop-ul ăsta mirobolant, pentru că chiar sunt curios. Mamă, ia vedeți oferta asta, Mantis Rosa, bă, care e chiar tare și o reducere imensă. O reducere imensă, de la 149 de gemuri la doar 39, ok. O ofertă interesantă, dar vreau să văd ce mai e. Bă, nimic, nimic interesant, sincer. Deci e clară treaba, cumpărăm acea ofertă, așa că rupeți butonul de like pentru oferta asta, că e tare rău skin-ul. Chiar e tare rău skin-ul și v-am spus, neapărat, neapărat ID-uri cât mai multe în comentarii ca să vă dau skin-uri gratis cât mai pot, Brawl Pass-uri și gemuri, pentru că nu știu cât timp voi mai avea acces la content creator să vă dau, pentru că ei m-au banat oficial, mi-au banat contul de creator, dar o să vedeți imediat mai multe chestii, pentru că o să vă arăt ce e-mail am primit eu de la Supercell. Bun, hai să luăm oferta asta. Haide mă, haide mă. Mamă, uitați-vă cât de tare e skin-ul. Băi, e tare rău skin-ul ăsta, nu știu, pur și simplu e insane de tare. Hai mă să-l cumpărăm. Boom! A plecat. A plecat. Nu uitați să rupeți butonul de like în forță neapărat și echip neau, tată. Aia zic. Mamă, vezi că e tare rău rosa crebul ăsta. Chiar e tare, e un crab pur și simplu, dar e tare rău de tot, e tare rău de tot. Și nu uitați să intrați în clubul vos rom, pentru că am mai scos niște membri, suntem 28 din 30. Vă aștept în forța aici să fiți cât mai activ și cât mai nebunie. Și pe lângă asta avem aici ceva la Trophy Road, avem 50 de credite care se pun acolo pe Ember și mai avem aici la Brawl Pass 4 random startup-uri care sper să fie destul de bune să-mi dea un legendary startup. Hai să vedem, boom! Primul este rare. Nu ne speriem, nu ne speriem prea tare. Al doilea este epic. Mamă, am sărit de pe scaun efectiv, nu mai pot. Hai să o ia așa frumos. Rar, epic, mitic și legendary. Hai. Haide mă. Boom, boom. Aileu, a rămas la epic. Și îmi dă pe melodie, mă, îmi dă pe melodie. Te rog eu, legendary. Uite așa, apăs. Boom, boom, boom. What? Epic. Nu pot să cred, deci nu pot să cred așa ceva. Atât de aproape, atât de aproape de epicul ăla. Deci nu-mi vine să cred, pur și simplu. Băi, ciudat rău de tot, ciudat rău de tot, sincer. Dar vreau să mergem rapid și pe contul secundar, pentru că eu normal contul de creator îl aveam pe contul secundar și sunt tare curios. Da, uite, încă pot să accesez jocul, dar uitați-vă ce am. Dacă vă uitați voi chiar aici, dar nu o să vedeți, am 43 de puncte roșii, 43 de puncte roșii, ceea ce nu știu ce înseamnă. A, practic am 41 de cere pe Supercell ID și am două chestii la inbox. Tare curios în ce sunt acele două inboxuri. Hai să dăm pe ele, hai să dăm pe ele, chiar sunt curios. Nimic legat de Supercell Creators, ok, deci nu avem nimic legat în joc de Supercell Creators, e ok. E ok, hai să mergem noi aici la club, pentru că avem și aici un club pe care nu am fost activ deloc. Vos Ross se numește și o să scot și de aici persoanele inactive, dacă avem. Uite, l-avem pe Andreius care e inactiv de o zi întreagă. Îi dăm kick ca să vă facem loc vouă.
Și îl mai avem pe Rob de 2 zile, la fel foarte inactiv, foarte inactiv. Fiți activ ca să nu vă luați kick, by the way. Și cam atât. Bun, vreau să mergem și aici pe shop rapid, să vedem care e treaba. Și după aia trecem la dovezile. Oh my god, îl avem și aici, bă, dar nu am gemuri destule să-l iau. Bro, nu cred, nu cred, nu cred. Mamă, deci nu cred, nu cred că nu am gemuri să-l iau. Wow, ce țeapă, s-a mai și blocat Brawl Stars-ul. Bro, ia sta să mă uit eu un pic la Brawl Pass, că n-am jucat deloc aici. Cam câte taiere ar trebui să fac ca să iau niște gemuri free? Bă, trebuie să fac până la 8. E destul de muncă, dar poate o să reușesc. Dar lăsăm asta la o parte acum, pentru că vă interesează datele și detaliile despre Supercell. Așa că o să dăm direct boom. Și automat acum pe ecran a apărut mailul de la Supercell Creators, unde îmi spune că am primit bani. O să încerc un zoom așa mai puternic dezvoltat pentru a vă ajuta pe voi să vedeți mai bine. Dacă vedeți și dăm noi aici sus, scrie foarte clar: Your account has been permanently banned. Adică pur și simplu Supercell acum o zi mi-a dat ban permanent, bro, permanent. Și o să vă spun și de ce mi-a dat ban permanent, pentru că scrie chiar în e-mailul de mai jos. Vedem aici Supercell Creators, account banat, pur și simplu, o să vă traduc direct. Salutare Valentinos, aceasta este o comunicare în situația cu Supercell Creator Program, cu programul de creator Supercell. O să dau un zoom out ca să avem tot textul. Regretăm să te informăm că a fost nevoie să facem această decizie dificilă de a te șterge din acest program. Mi s-a părut insane când am citit acest e-mail, pur și simplu am zis, bă, what? Gen, nu are sens. Și după aia îmi spune aici că au discutat acum câteva zile cu mine regulile și regulamentul de aur, care cică eu nu le-am respectat. Ceea ce mi s-a părut insane, că am încercat să fiu o persoană bună, o persoană bine pusă la punct. Să dau cât mai multe giveaway-uri la abonați, cât mai multe nebunii, cât mai multe șuste. Și îmi trimit asta, bro. Și scrie aici frumos că pare că mesajul lor și punerea mea la punct să urmez regulamentul și toate astea a fost degeaba și că a trebuit să îmi dea ban. Pentru că, nu mai stau să vă citesc, că e complicat ce scrie aici, puteți să citiți voi. Eu pe serverul de Discord am raportat niște persoane, niște YouTuber români, nu o să dau nume pentru că nu are sens, care făceau cam mult clickbait și chestii cam mincinoase, să zic așa, nu știu cum să vă explic eu vouă. Și alți YouTuber români din acel server s-au cam ofticat, dar alți YouTuber români care nu făceau content în română, nici măcar nu își foloseau vocea. Niște creatori de conținut români care creau conținut în engleză, dar practic nu era nici în engleză pentru că nu își foloseau vocea, dar titlul și thumbnail-ul era în engleză, deci rezulta un content în engleză. Pe lângă chestia asta, pentru că se oftica acea persoană, că eu raportam și raportam în continuu persoanele, a început să zică, nu mai raporta că te oftiști prea mult și chestii de genul. Și am zis, bă, hai să fiu o persoană mai bună și să las pe toată lumea să facă ce vrea. Am zis, gata, șterg tot ce am raportat și las pe toată lumea în pace. Nu mă mai cer cu nimeni, nu mai continui discuția, nu mai continui lupta, nu nimic. Foarte bine și frumos, totul liniștit, totul bine și frumos, au șters și ceilalți raporturile și toate cele. Și următoarea zi mă trezesc că primesc asta. Și cică pentru că nu a durat un timp lung de la trimiterea lor a regulamentului, chestii să fiu mai respectuos, să fiu mai nu știu ce, să nu mai știu eu, chestii de genul, ei pur și simplu mi-au dat ban, bro. Și mi-au zis că noi înțelegem că această veste nu e atât de plăcută pentru tine, dar îți urăm
succes ca și content creator. Asta mi-a zis Supercell Creators Team. Ceea ce mi se pare destul de ciudat, pentru că pe joc v-am spus, încă am content creator. Vă pot da skin-uri în continuare, pentru că, da, sunt content creator în continuare. Așa că lăsați-vă ID-ul, dar spuneți în același timp în comentarii ce părere aveți despre această situație, pentru că eu, sincer, sunt demoralizat total. Total, pur și simplu. Nu știu ce să mai cred, nu știu ce să mai fac. Pur și simplu este jale. Dar cam asta este, ăsta este mail-ul pe care l-am primit și... Da, cam asta este situația. Hello Valentinos, account banned. Nu știu ce să zic. Acum o zi, pe 20 mai 2024 la ora 2:40, mesaje primite, după cum puteți vedea, este de la noreplayeroncreators.supercell.com. Nu este nimic fake, nimic minciună, nimic. Nu știu ce să mai zic, pur și simplu e jale. Jale totală, pur și simplu. Și da, nu știu ce să zic. Brawl Stars-ul, din câte am observat, moare încet, dar da, scrieți în comentarii ce părere aveți despre toată situația cu Brawl Stars, cu creator, cu Supercell, cu tot, și ce jocuri ați mai vrea să vedeți voi pe canal, pentru că, sincer să fiu, după situația respectivă, nu știu dacă să mai postez atât de mult content pe Brawl Stars, content cu Brawl Stars pe canalul meu de YouTube, așa că las la... decizia voastră ce vom face în continuare pe acest canal. Așa că eu am fost Valentinos, voi ați fost cei mai tari și vă iubesc mult de tot. Rupeți like-ul și ne vedem data viitoare. Pa, pa!